fiu al compozitorului Maurice Jarre, specializat în muzică de film. Jean-Michel André Jarre este compozitorul și instrumentistul francez, considerat unul dintre pionierii muzicii electronice, remarcat pentru concertele în aer liber cu spectatori în număr record, în care sunt folosite efecte laser și artificii. Născut pe 24 august 1948, Jean-Michel Jarre este pe de altă parte cel care a reușit stabilirea unor recorduri de ordin comercial, vânzarea 80 de milioane de albume și de discuri single, reprezentând o astfel de reușită. Începând în 1968, francezul înființează câteva formații și compune piese pentru diversi muzicieni, însă despre debutul propriu-zis al compozitorului se poate vorbi odată cu apariția în 1969 a discului La Cage, Eros Machine. Ceva mai târziu, în 1976, urmarea editării albumului Oxygen, Jean-Michel avea să se bucure de succesul mondial. Pe parcursul anilor, compozitorul și instrumentistul născut la Lyon în urmă cu 67 de ani a înregistrat circa 20 de importante albume de studio, aproximativ 10 albume live și mai mult de 30 de importante single-uri. Tot renumitul Jean-Michel Jarre este cel care a susținut numeroase concerte pe diferite meridiane ale lumii, stârnind admirația numerosului public prin maniera originală de organizare a spectacolelor.